house. Your hit music playlist. Ora bună dimineața. Vreau să concluzionăm așa un pic cu chiriile. Ultima ta chirie, Nadina, cât a costat? Cât dădeai? Ultima dată când am stat în chirie, în garsoniera din Bertrand. Da? 230, dar asta se întâmpla 2017-2018. Și vreau să te întreb dacă garsoniera din Bertrand era chiria aia bântuită în care ai stat-o? Nu, chiria bântuită a fost apartamentul cu două camere de la Tineretului, unde cred că dădeam 350 de euro. Și era bântuit, în 2016. Bântuită în ce sens? În toate sensurile posibile. Zi-mi-o, nu. Știi că am mai discutat. L-am uitat. Când găseam frigiderul scos din priză... O secundă, mă ridic să-mi aranjez scaunul. Așa? Găseam frigiderul scos din priză, se lua curentul foarte des și în momentul în care se lua curentul, pornea alarma unei mașini din parcare acoperită cu husă. Era o legătură clară între aceste două evenimente. Auzeai se întâmplau și voci? Multe lucruri. Sau, Nu, n-auzeam și voci. Acasă era acoperită cu oglinzi, nu știu... V-am mai zis că nu știu ce a fost în capul meu când am luat apartamentul ăla. Toată casa nu erau oglinzi? Erau foarte multe oglinzi în casă, da? Și clar, acolo murise cineva sau a fost cineva bolnav. Da, pentru că erau tot felul de cadre din acelea la baie în special și pe pereți pentru cineva. Scârțea tot, că era vechi. Nu, așa de capul și lui. Era un dormitor din ăla de prințesă, foarte vechi. Zicea că e la Versailles. Era un apartament vechi. Ok. La vremea aia atâta ne permiteam. Am dat și bani, lui. Ok, bine. Hai să dăm și știri că ne permitem. Își permite și președintele Klaus Iohannis multe, dar mai ales ce anume sau despre ce este vorba. Aflăm chiar acum de la Nadina Zisu. Bună dimineața, știrile. Președintele Iohannis se întâlnește astăzi cu cancelarul austriac Karl Nehammer. Este de așteptat ca întrevederea să aibă la bază discuții despre aderarea deplină a României la spațiul Schengen. Partidul Popular European a adoptat în unanimitate în Congresul de la București manifestul pentru aderarea cât mai rapidă a României la spațiul Schengen. Iarna pare că se întoarce în forță. România este cuprinsă de un ciclon mediteranean care a adus ploi în mai multe regiuni, ninsori la munte și temperaturi mici. Episodul de frig ține însă doar până mâine, când vremea se încălzește din nou. În weekend, temperaturile pot ajunge la aproape 20 de grade Celsius. Din luna iulie, toate școlile din țară vor fi incluse într-un clasament în funcție de media notelor primite de elevi la evaluarea națională și la simularea din luna februarie. Practic, va fi întocmit un top al rușinii. Ministerul Educației anunță că pune la cale un plan de intervenție pentru școlile unde media este sub 7 sau unde multe rezultate sunt în pragul corigenței. Un fost grefier din Sighetul Marmației a fost trimis în judecată acuzat că ar fi sustras sute de dosare penale pe care a semnat în locul procurorului ordonanțe de clasare. Acesta se află în arest preventiv de la sfârșitul anului trecut. De anul viitor, impozitele pe proprietății s-ar putea tripla. Taxele vor fi calculate în funcție de valoarea locuinței. Impactul va fi unul semnificativ, spun economiștii, având în vedere că România este țara cu cei mai mulți proprietari din Uniunea Europeană. Fostul campion mondial la șah, Garry Kasparov, a fost pus pe lista teroriștilor și extremiștilor din Rusia. Acesta a devenit în ultimii ani un critic proeminent al regimului de la Kremlin. Garry Kasparov a fugit în Rusia în anul 2013 de teama persecuțiilor și locuiește în prezent în Statele Unite ale Americii. Armurierea de la filmul Rust, pe platoul căruia Alec Baldwin a împușcat mortal o persoană, a fost găsită vinovată de omor prin imprudență de un tribunal american. Aceasta riscă o pedeapsă de 18 luni de închisoare acum. Actorul Alec Baldwin, vă amintim, a folosit în timpul filmărilor la această peliculă o armă care trebuia să conțină doar gloanțe oarbe, însă un glonț real a ucis-o pe directoarea de imagine a filmului. Simona Halep a fost invitată oficial la Miami Open 2024 chiar de către directorul turneului. Sportiva a primit invitația prin e-mail la mai puțin de 24 de ore de la decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de a-i reduce suspendarea de la 4 ani la 9 luni. Cam acestea au fost și știrile orei 9 și la 10 fără câteva minute revin cu alte informații. Dimineața pe
Dimineața pe 2 on Impulse Radio. Așadar, așteptăm un wild card pentru Simona Halep, să o vedem direct la o mare competiție, să nu mai ia de jos. Cum s-ar spune? Miami Open este o mare competiție. A primit deja invitația. Acum, pentru participarea la Roland Garros trebuie să participe însă întâi la un alt concurs. Deci trebuie să tragă puțin, nu? Bineînțeles. Bine ai revenit, Simona, și bine v-am regăsit și pe voi. Este trecut de ora 9, nu uitați, vine Bianca Iordache ora asta, fiindcă ne pregătim pentru 8 martie și avem cadouri smart pentru fete și mai smart decât cele mai smart cadouri. Mă refer mai smart chiar decât inteligența artificială. Cu a noastră combinată cu tot. Așadar, idei de cadouri smart de la Bianca Iordache, Play IT puțin mai târziu, dar avem și o cifra dimineții. Vă privește pe voi absolut pe toți, da? Stați pe aici. Suntem Grig, Moga și Nadina Zisu. În dimineața pe doi. Eu eram bună. Dimineața pe doi. More hits. More hits now. Hit after hit. After hit. Bună dimineața! Haideți că avem un moment care ne place foarte mult, fiindcă este vorba despre ceva la care eu nu m-am priceput foarte bine când eram mic. Mă refer la cifre, nici acum nu prea miese când număr banii, dar evident că nu lipsește cifra dimineții. Aia la care ne pricepem, cifra dimineții. Da, la matematică n-am fost bun, înțeleg că am colegi care au fost olimpici. Uite, Cosmin Cernat a fost olimpic pe județ. La matematică? Da, iar tu la fizică, la nu? Fizică, îți trebuie matematică și pentru fizică o înveți, așa că e nevoie. Am mers și eu la o olimpiadă națională la latină. Și cum a fost? Greu. Unde s-a ținut? Greu. Unde s-a ținut? Aici, în București. În București, eu da. Am fost la Național în Iași, a fost foarte frumos. Avem cifra dimineții, care în această dimineață este 32. Fiți atenți, vă privește în mod direct, fiindcă absolut toată lumea se regăsește în chestia asta. Există un moment în viață în care îți vine să schimbi ceva, dar nu poți. Nu da? Poți? Da, nu poți. Sau poți, ba nu, poți, că nu e imposibil, nu. Deci e ceva ce se poate. Dar dacă ar putea, în momentul ăsta, 32% dintre oameni ar schimba... Puncte, puncte? Da. În dimineața asta am făcut jocul un pic mai diferit. Eu nu știu răspunsul la întrebare. Mie nu mi-a zis Grig da. Care este varianta, așa 0754222999. Voi ce credeți că ar schimba în secunda asta? Dacă ar putea, evident. 32% dintre oameni. Este o treime, adică e o grămadă, unul din trei. Unul din trei oameni. Păi stai așa, eu știam că unul din trei oameni stau în chirie, am aflat asta, deci ar schimba statutul lor de chiriaș. Uite, ar fi o, cât de bună e asta. Dar schimba statutul de chiriaș, corect? Sau și-ar schimba mașina. Sau și-ar schimba mașina și asta ar fi o variantă. Nu știu, eu chiar nu știu. Sau și-ar schimba... Habar n-am, stilul de viață. Băi, tu încerci să mă induci în eroare că tu știi răspunsul. De ce îmi dai tu mie răspunsuri false aici? Partenerul. Dar eu nu dau răspunsuri false, îmi dau cu părerea. Nici eu nu știu răspunsul. Partenera, e chiar unul din trei. Așa de trist să fie. Știe, poate n-au luat decizii bune în viață. I-au cunoscut pe internet că acum se poartă și l-au cunoscut după aia în viața reală și au dat seama, băi, nu e de mine, știi? Așadar, atenție, 32% dintre oameni, de fapt unul din trei, ce să mai, dacă ar putea, ar schimba în secunda asta ceva. Poate să fie ceva la ei. Asta personal, fie ceva știi? Personal. Poate să fie ceva de sunt la ei. Tare curios ce zic ascultătorii. Adică s-ar schimba în sensul în care ar deveni mai pragmatici. S-ar schimba pe ei, înțelegi? Sau ar deveni mai buni. Sau cine știe, bună dimineața! Bună dimineața, aici bună. Oana din Timișoara. Bună, Oana. Primul meu gând, apropo de statistica voastră, este că mulți oameni și-ar schimba numele. Greșesc, oare? Să aveți o zi absolut grozavă. Băi, o deci, treime din oameni totuși. Și-ar schimba numele. Ce-ar schimba 32% dintre oameni, deci o treime, dacă ar putea, în momentul ăsta, în secunda asta. Bine, așa zic și eu, da? Așteptăm și noi răspunsuri, fiindcă suntem foarte, foarte curioși. Facem propriul nostru sondaj să vedem dacă sondajul sau cercetarea oamenilor de știință are dreptate. Revenim așadar la voi, colegii noștri de emisiune, la 0754222999. Uitați-vă puțin și la voi în viața voastră, că întotdeauna răspunsurile cele mai bune sunt alea care vin de la tine. Da, ne întoarcem, neața! Dimineața pe doi!
the hits are yours. Silence. Your number one for hit music. We are Impulse Radio. DJ Mâneze. Cifra dimineții. La dimineața pe doi. Wake up. Viața e plină de schimbări, dar nu trebuie să le aștepți sau doar să le accepți și la un moment dat trebuie să le mai faci și tu din proprie inițiativă. Avem cifra dimineții, 32% dintre oamenii, practic unul dintre ei, ar schimba în momentul ăsta, dacă s-ar putea, puncte, ce ar puncte. Schimba ei, exact. La da. 0754-222-999 dați mesaj, eu nu știu răspunsul și n-am nici cea mai mică idee care ar putea fi, da. Așa, dar sunt curios să văd ce zice lumea. Dar totuși vrei să-l afli, da? Am doresc foarte mult să aflu. Sunt curios ce părere are lumea, poate să mă inspiră. Hai să zicem bună dimineața. Neața, Radio Impuls. Eu cred că 32% dintre oameni și-ar schimba programul de la muncă. Ar prefera mai mult să lucreze remote. V-am pupat, zi bună, pa, pa. Ok. Da. Da. Vezi că locul de muncă, am niște mesaje cu locul de muncă, îmi zice Alina așa, 32% vom răspunde că jobul. Deci el deja a spus că 36% vom răspunde. 32% ar schimba locul de muncă acum cu unul mai bun. Tot Adriana ne zice din Craiova că majoritatea și-a schimbat locul de muncă. Andreea tot locul de muncă. Deci toată lumea este cu locul de muncă. Deci 100% din oameni și-a schimbat. Asta înseamnă că, nu știu, e mai mult de 32%. Atenție, e un procent nici mic, nici mare, dar este foarte interesant răspunsul. Până acum nimeni n-a zis că și-ar schimba partenerul sau partenera de viață. Ar fi o idee, da. 0754-222-999. Gândește-te și la tine. Uită-te în sufletul tău ce ai schimbat în secunda asta. Să vedem dacă ești unul din cei trei oameni, da, în general, care ar schimba în secunda asta ceva dacă ar putea. Bună dimineața! Dimineața bună, lume! Dimineața bună, Radio Impuls! Salut! Te mai stiu, salut, Mihai! Băi, oameni buni! Părerea mea, 32% din populație ar schimba ori apartamentul pe casă, ori casa pe apartament. Părerea mea, nu știu. Voi decideți. Pa! Apartamentul pe casă mai știu, dar casa pe apartament nu prea am auzit. Acum știi care e treaba, mai știi? Zice Dragoș, și-ar schimba țara în care locuiesc. 32% așa de mulți? Băi, nu cred mă că suntem așa de... Știu că noi suntem migratori așa în general, mai avem, totuși, mai avem mult. Mai avem de la Răzvan. Neața, oameni faini, aș schimba mașina. Da. În același timp mai are cineva, mai avem pe Raul, care spune la fel, cu aș schimba țara. Parcă începem să ne apropiem. Adriana zice așa, 32% și-ar schimba contul de pe Instagram sau Facebook. Cu ce? Da. Cu alt cont? Da, probabil. Ar lua-o de la zero. Sau 32% dintre oameni și-ar schimba parola. Instagram, coștie, soția, iubita și așa mai departe. Alin din Cluj ne zice că ar schimba sărăcia pe bogăție. Băi, 32%? 32%? Eu cred că toată lumea ar schimba sărăcia pe bogăție. Avem multe, multe mesaje cu și-ar schimba jobul, și-ar schimba jobul, și-ar schimba jobul. Deci e clar că ar fi mai mare numărul. Deci este clar că asta doare cel mai mult în ceea ce îi privește pe români. Doare cel mai tare problema asta cu jobul. Bună dimineața! 32% dintre români, zice de data asta Ștefania, ar schimba președintele. Ar fi? E o idee, în septembrie. Da, exact, în septembrie. Oricum se schimbă, că expiră. Ai opțiunea să te duci să-l schimbi cu cine vrei tu. Ai așa, o foaie și zici, băi, cine vrei să fie? Vai, cât de șmechere asta. Adrian spune, 32% dintre români și-ar schimba dinții cu fațete. Mamă, e beton asta. Da? 32% și-ar schimba dinții cu fațete. Mama, asta este cea mai tare. Revenim cu răspunsul imediat. Ce ziceți? Aveți răbdare? Câteva minute de publicitate, dar și super muzică la Radio Impuls România. Întrebarea pentru cifra dimineții este... 32% din oameni ar schimba puncte. Eu nu știu răspunsul, așa că ajutați-mă voi pe WhatsApp la 0754-222-999. Și mesaje vocale așteptăm de la voi ca să intrați în categoria colegi de emisiune, bineînțeles, și ne pregătim și pentru Bianca Iordache. Vine ea cu niște idei de cadouri super smart pentru super fete la fel de smart, dar aflăm și răspunsul la cifra dimineții. Stați cu noi! Dimineața pe doi. This is Impulse Radio. DJ Mâneze. Cifra dimineții la dimineața pe doi. Gata! Vrem să concluzionăm cifra dimineții. Cu cine altcineva decât cu voi?
Fiindcă avem o cifră a dimineții foarte interesantă, 32% dintre oameni ar schimba în secunda asta în viață, dacă ar putea. Deci în secunda asta, nu mâine, nu poimine, uite, în secunda asta, în momentul în care vorbim, ceva. Unul din trei oameni. Îi zic bună dimineața și Bianca Iordache, fiindcă este alături de noi. Imediat începem și Play IT, dar vreau să o întreb același lucru. Ce-ai schimba în secunda asta, acum, bună la tine în viață? În primul rând. Neața. Ce-aș schimba? M-aș duce la sală în secunda asta. Mi-aș găsi motivația, ar trebui să-mi găsesc motivația. Și cred că 32% din români ar dori să meargă la sală, dar nu au motivația. Vai, cât de bună e asta, uite, nu ne-am gândit la asta. Până acum majoritatea răspunsurilor au fost: Mi-a schimbat jobul. Mie mi-a plăcut de Paul, care a zis că el ar schimba mobila de bucătărie. Ai, cât de bună e asta, frate. Uite cât de specific și adus de nicăieri, adică cine s-ar fi gândit. Deci mobila de bucătărie, repede, bună dimineața. Viața bună, vă trot din nou, mi-a zis, uite, bă, oameni buni, cred că 32% și-a schimbat salariul din lei în euro sau în valută. Pam, am salutat. Corect, mulțumim, iarăși bună dimineața. Nu știu cum o fi la noi, dar alții cred că și-ar schimba doar culoarea părului. Ok, doar culoarea părului. Să nu vă mai ținem în suspans. Zine și nouă că eu nu știu răspunsul. Apropo, nici Bianca nu știe răspunsul. Nu știe nimeni răspunsul. Doar tu știi răspunsul. 32%, vreau să-l citesc ca să nu cumva să greșesc. 32% dintre oameni în secunda asta ar schimba, mie nu vine să cred, dar e pe bune, orașul în care locuiesc. Orașul, wow, în care? Așa de mulți? Serios, îți vine să crezi? Păi eu n-aș pleca de unde stau. Păi eu aș pleca din București mâine. Bianca, tu ai pleca? Mă, n-aș pleca, n-aș putea să las Play-IT-ul. Unul din trei. Da, atenție, fără să-ți lași jobul, fără să nu. Aha. Deci pur și simplu, doar orașul. Mamă, nu-mi place Bucureștiul, ce arhitectură frumoasă are. Eu m-aș muta la Brașov la tine. Te duce la Brașov? Păi cum să nu? Griga acolo, trebuie să ții geci pe tine, nu cred. Am geci, dă-le încolo. Între timp avem chiar acum Play IT. Bună dimineața, Bianca, ce faci, cum ești? Bună dimineața, încă o dată bine v-am găsit. Sunt foarte bine pregătită pentru 8 martie. Pentru 8 martie? Da. Cum se pregătește o femeie pentru 8 martie? Își face loc în casă? Să vină cadourile? Își face curat prin viață. Este pregătită pentru cadouri. Uite, își deschide suflet. Își deschide sufletul, da, așa este. Fiindcă 8 martie nu este doar despre iubite, e despre iubitele noastre iubite, soții, da, dar și despre iubitele noastre mămici, surori. Doamne învățătoare, exact. Vă salut, sărmâna doamna Lucia. Și astăzi vorbim despre cadouri, dar despre cadouri smart, din câte am înțeles. Fiindcă cine știe cu tehnologia și știința? Bianca. Mă, și da, știe și în fiecare sâmbătă. Da, și am consultat și alte publicații, pentru că știm că în general luna martie... Ziua pe aia cu sâmbăta. Sâmbăta de la cât? Sâmbăta de la 13.30, Play IT pe canal de 2, urmăriți-ne. Bun, deci cadouri smart pentru fete, atenție, fete, femei, doamne... Da, Grig, uite, noi știm că o primăvară frumoasă începe în general cu o floare, dar mă gândesc și cred că sunt mai multe ca mine care se gândesc că un device smart poate să facă nu doar o primăvară, ci mai multe primăveri frumoase. Ok. Așadar, am consultat mai multe publicații de aici, și dar și de peste ocean, și am găsit câteva cadouri smart și pe primul loc ar fi o lampă inteligentă pe care poți personaliza mesaje. Lampă gen de noapte, nu? Exact, o lampă de noapte cu un ecran 3D. Iată, și cu ajutorul unui stilou inteligent. Vedem chiar acum pe canal de 2 imaginile cum arată lampa respectivă. Poți să scrii orice mesaj vrei. Băi, deci, cât de tare e lampa asta. La începutul relației scrie acolo: te iubesc, te iubesc, toate, da, chestii. Și după aceea, după vreo 2-3 ani, strângeți șosetele. Te rog eu frumos, no, știi cum e, după câțiva ani lași o listă de cumpărături. Exact, sau nu așa. Uita să iei apă. Să ții lampa cu tine, sau, în magazin. Sau simplu, cartofi. Știi? Da. Cum arată lampa respectivă? Este un ecran, este ca un gemuleț. Exact. Da, un gemuleț, gemuleț. Un transparent, da. Care se bagă în priză și ai un creion special și pe gemulețul ăla transparent poți să scrii cu niște litere luminoase. Foarte tare. Există. Poți să și desenezi, nu? Exact, poți să și desenezi și există și cealaltă variantă a lămpii, să personalizezi cu o imagine. Uite, să pui o imagine cu persoana iubită și lângă un mesaj, niște versuri din vreo melodie sau orice dorești tu. Da. Și nu este un cadou scump, să știți. Da, și după niște ani de relație, cât este? Cam la cât ajunge? Poți ne zici un preț? Undeva la 50 de dolari găsise. A, nu e mult. Da. Și după ce avansezi în relație, pui o poză cu iubitul și scrii acolo. De când v-ați cunoscut, scrii: ce slab erai. Înțelegi? Următorul cadou smart pe care putem să-l facem, atenție, pentru fete, pentru doamne.
Care ar fi? Uite, acum să-ți păstrezi plantele mai sănătoase și frumoase este mult mai ușor cu ajutorul unui ghiveci inteligent care măsoară emoțiile plantelor la minut. Fiți atenți. Pentru limba română, nu v-ați pregătit pentru asta. Explică puțin, da. Deci oamenii și plantele au emoții. Și se pot măsura. Și plantele au emoții, da, și se măsoară, da, cu ajutorul acestui dispozitiv inteligent. Care e ideea? Un dispozitiv este un ghiveci normal. Corect. Care are niște senzori incorporați, care măsoară nivelul de lumină pe care îl înregistrează planta. Registrează dacă pământul este uscat sau umed, sau dacă planta mai are nevoie de apă pentru a se menține sănătoasă. Și de la 1 la 15 emoții indică, respectiv sentimente, dispozitivul respectiv. Ce interesant. Uite, planta acum este supărată, trebuie să-i pui niște apă. Am înțeles de ce. Mai bine să-i dai, cu alte cuvinte, ghiveci cu flori în el decât flori pe care nu poți să le menții. Ghiveci de asta pentru oameni oare există? Care să știe și mie starea emoțională, să știe ce am nevoie. Există, este o aplicație de fapt și este aplicația băncii. A, da, corect. Da? Uite, și te și anunță dacă trebuie să iei măsuri urgent. Aha, cât de interesant. Deci ghiveciul respectiv are și un display cu o fățucă de desen animat care zâmbește, doarme, plânge, râde și așa mai departe. Bine, din câte văd din imaginile pe care le dăm pe Canal de 2, acum sunt mai multe tipuri de ghivece, dar îmi place ăla cu fățuca de... E un display LCD sau nu știu ce-o fi. Bă, ce trist e când e sete. Ai văzut ce față face când e sete? Mamă, foarte simpatic, foarte simpatic. Bianca Iordache, Play IT, se întâmplă rubrica noastră favorite din fiecare joi și acum este și practică, mâine este 8 martie și atenție băieți, avem niște idei de cadouri super inteligente, nu sunt neapărat scumpe, continuăm imediat lista, că până acum îmi place foarte, foarte tare, eu am deja lista în față, nu vă zic, aștept să vă zică Bianca, până dimineața, ne întoarcem! Dimineața pe doi. Non-stop hits. The hits don't stop on Impulse Radio. Impulse Radio. Bună dimineața din nou, Bianca Iordache, Play IT, rubrica din fiecare joi în care Bianca vine și ne minunează. Noi ne minunăm, ea ne minunează, da? Ce s-a mai descoperit? Ce chestii interesante avem pe tehnologie, pe știință și pe gadgeturi, de ce nu? De astăzi vorbim despre gadgeturi și anume cadouri smart, cadouri inteligente sau pur și simplu super interesante, dar evident tehnologizate pentru ea. Și continuăm lista? Evident. Continuăm lista pentru femeile pasionate de cosmetică sau de îngrijire sau persoanele creative, spre exemplu. Am găsit în top imprimanta digitală inteligentă de unghii 3D. Este foarte interesant. Mai zi o dată cum, imprimanta inteligentă digitală de unghii 3D. Exact. Adică să faci niște unghii, trebuie să-mi tai unghiile. Da, acolo. Este dotată cu un ecran tactil, da, corect. Deține undeva la 800 de modele în memorie și conectată la o aplicație la telefon. Poți printa imprimeurile, dar și designul pe care tu îl preferi, din telefon. Ah, pe unghii. Exact, pe unghii. Pe unghii atât naturale cât și unghii artificiale. În doar 35 de secunde, atenție, salvăm și timpul. What? Deci stați să vă mai zic o treabă, faza tare, că poți să bagi mânuța în ea. Exact, uite. Aici e șmecheria. Bagi mânuța în ea, degețel cu degețel sau toate deodată și buf, citește. Dar vreau o de-asta care îți taie unghiile. Nu există, sigur. Încă n-am găsit. Bagi trebuia mânuța. Să caut pentru... Probabil se găsește, cu siguranță. Bun, deci imprimantă 3 de pentru unghii. Fetelor, foarte interesantă, de fapt, atenție, băieți, nu fetelor. Bun, next. Următoarea. Șifonierul inteligent lansat de o companie sud-coreană care împrospătează hainele, neutralizează mirosurile neplăcute și îndepărtează praful. Acarienii, etică. Exact, toate cele. Este foarte, foarte interesant. A fost lansat anul trecut, mi se pare, și este în continuare în cerințele femeilor, se pare. Pentru că netezește și cutele, apropo de asta, că temperatura este ridicată și netezește cutele și te ajută. Vezi, nu mai muncești la fel de mult. Ai și hainele curate, ai și împrospătate. Călcate. Exact. Și cu amantul ce face dacă ascunzi amantul și șifonier inteligent? Are și ușa în spate ca să iasă amantul sau nu s-au gândit până dispare. Acolo? Dispare. Aoleu, ăla pretează. Doamne ferește. Doamne ferește. De șifonierul inteligent. Da. Mega tare. Are. Mai dăm că îmi place. Avem și noi idei. De serios, chiar îmi place. Bani să avem că și idei. Și le găsim pe astea pe net, le putem comanda, da? Sigur că da. Ok,
următorul. Light Up Speaker este în topul preferințelor de anul acesta. La o primă vedere arată ca un obiect de artă din piele și metal. Este, ia forma unei genți lansate de o casă de modă franceză, okay, foarte cunoscută de altfel. Așa. Are semnăturile emblematice pe ea, doar că... este ea... fake. Bine, nu. Este, de fapt, un dispozitiv audio portabil. Poți să-l porți și ca geantă și poți să pui și muzică și... ce să vezi, are un spectacol de lumini înăuntru. Deci este o boxă portabilă cu lumini și imită o geantă de firmă. Exact. Tare. Interesant, dar cred că ea o să vrea originalul. Păi este original, pentru că o găsești în pe site-ul lui. Celor... o găsești pe site-ul casei de modă franceză. Vreau și ceva, stai să mă gândesc, ceva cu masaj, ai? Ceva cu masaj, da, avem ochelarii pentru masaj. Arată ca niște ochelari deschiși, dar îți face masaj și îți pune și muzica preferată, o asculti așa. Știi, niște ochelari deschiți, îi pui la ochi și îți masează toată zona și capului și zona ochilor și îți dispar și cearcănele, iată, face minuni. Deci este practic un... ochelari cu masaj. Ochelari cu masaj. Masaj de ochi. Atenție, exact, aia da. E foarte interesant. Cât de tare, deci ochelari cu masaj de ochi. Mai lăsată mască. Și care rezolva și stresul și durerile de cap. Mi-ar plăcea să încerc. Băi, și eu sunt tare curios, cum să zic, masaj la ochi, nu cred că a privit cineva vreodată viața asta și pare inteligent dispozitivul ăsta. Da, și ultimul, dar nu cel din urmă, ar fi cadoul reprezentat de masca de față cu infraroșii, care ți întinerește tenul și... Ah, bun. Da. Deci este practic tot un device pe care ți-l pui pe față? Exact. Sau este masca? Este o mască, da, pe care ți-o pui pe față. Femeile cu siguranță o știu că au văzut-o prin saloanele de aici, de la noi din București, dar îți poți cumpăra una și acasă, ca să nu te mai deplasezi, știi, până la salon să... Să mai dai și banii. Exact. Păi și dai banii odată, da. Ce face masca asta inteligentă pe față? Păi cu infraroșii, îți re ceva tenul, ți-l reîmprospătează. Reîmprospătează, întinerește, întinde ridurile, bine, arată mai luminos. Și când te rușine cu el în public, îi pui masca pe față, păi și nu, că-i pentru ea. Păi da, și dacă ți-e rușine cu el în public, iei masca, o pui pe față frumos și o scoți afară pe stradă. Și faci mai frumos, ajunge mai frumos acasă. Exact, știi? Problema este cu masca respectivă, adică nu e problemă. Eu am văzut-o acum în imaginile de pe Canal de 2. Când îți pui masca respectivă pe față, zici că ești ucigaș în serie din filme. Asta zic, exact așa arată. Deci gândește că îți vezi iubita apărând din întuneric, din baie, zbuf, cu aia pe față, ești... că oricum nu o recunoști, care aia pe față. Dar foarte interesant, mulțumim, Bianca, pentru sugestiile de cadouri. Eu am listuța și scrisă acum și chiar o să caut dintre ele. Cam târziu, e adevărat, mâine e o martie, dar nu contează, ocazii găsim noi să le cumpărăm. Dar mâine, fiindcă este o martie, facem ceva frumos. O să ieșim să dăm flori. Nu o să facem cadouri smart, dar o să încercăm să fim smart în timp ce le oferim. Ah, ce frumos! O să ies împreună cu colegul Mihai Hânda de dimineață să împărțim flori pe stradă, dar nu ne oprim aici, pentru că și colegii noștri de la Cluj o să iasă pe stradă să împartă flori. Și am înțeles că o să fie mare mișcare atât prin Cluj, o să fie și printr-un mall, o să fie și la București, într-o piață, nu vă zicem care, și de fapt mai multe piețe, și nu dăm ceapă, vorba aia, să plângă fetele, dăm flori să le bucurăm. Mulțumim, Bianca, Iordache, te așteptăm din nou joi. Joia viitoare, sigur că da, ne vedem în fiecare joi și ne vedem și sâmbătă pe Canal de 2 la ora 13:30, Play IT, nu uitați. Ne auzim și cu Nadine Azisu în fix câteva momente, vine cu știrile. Hai, bună dimineața. Dimineața pe doi. This is